Doar 50 de absolvenți de liceu s-au înscris la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a solicita indemnizație de șomaj. Absolvenții de liceu au primit adeverințele doveditoare, iar acum cei care nu își găsesc un loc de muncă și nu se înscriu la facultate sunt așteptați la forțele de muncă pentru a fi înscriși în categoria celor care vor să fie încadrați pe piața muncii. Începând de ieri au început să vină absolvenții de liceu să solicite luarea în evidență pentru căutarea unui loc de muncă. Până în prezent avem destul de puține persoane înregistrate și asta datorită faptului că nu au fost eliberate la timp actele de absolvire. Cam câte persoane s-au înregistrat? Deci sub 50 avem înregistrați. Dar până în 28 îi așteptăm să vină să se înregistreze. Cei care se vor prezenta la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă după data de 28 iulie nu vor mai beneficia de indemnizația de șomaj. O să-i luăm în evidență pentru căutarea unui loc de muncă, dar nu vom mai putea să le oferim acea indemnizație de șomaj. Totodată, absolvenții care solicită șomaj dau o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că nu urmează cursurile unei instituții de învățământ superior. Noi avem o declarație pe care ei sunt obligați să o completeze în momentul în care solicită indemnizația de șomaj, o declarație pe propria răspundere. Mă nu știu dacă vom merge mai departe și vom solicita și listă de la universități, asta rămâne de văzut. Pentru a primi acest ajutor, ei trebuie să depună o serie de documente la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.